prima zi de sport și de treabă ca lumea, gata, sunt pe ele, mă trezesc de dimineață. Am ieșit să ne plimbăm o oră, vrem să facem 8.000 de pași pe oră, mergem la un pas alert, după care vom merge și la sală, vom face și cardio după sală și multe altele în ziua aceasta. Așa că hai cu mine. Uitați ce mi-am legat ăsta la șnur, ca să nu-l mai car. Hai că i-am dat tare. Am ajuns acasă, am mâncat o omletă, am uitat să filmez, dar acum plecăm spre sală. Și am plecat la drum. Îmi face Dana o cafeluță înainte de sală. Deși eu nu prea beau cafea, dar cafeaua ei e foarte bună și avem și niște siropuri șmechere. Ia uitați. Vanilie, cookie, nu știu ce, chocolate cookie și salted caramel. Acesta este rezultatul final. Gustăm, taste test, să vedem dacă ai făcut bine. Am luat decizia să venim până la Dana să bem o cafeluță, pentru că abia mâncasem și nu ni se digerase mâncarea înainte de sală și mai așteptăm puțin și mergem la sală. Am cântat puțin la pian, cât mi se digeră mâncarea. Studiez piesa Nothing Else Matters de la Metallica. În legătură cu sala, am făcut un research super scurt câteva zile și am aflat ce mi se potrivește cel mai mult. O să fac un program de push-pull-legs, push-pull-legs, cu rest între ele, de două ori fiecare grupă musculară pe o săptămână. Pe lângă asta merg 8.000 de pași în fiecare dimineață și după sală o să bag un cardio de 15-20 de minute pe bandă, la înclinație mare, tot ce trebuie. Cam asta o să fac zilnic, alimentație, o să încerc să mănânc cât mai sănătos, proteină, tot ce trebuie. Am mâncat o omletă de 3 ouă, o felie de pâine, o jumătate de avocado, niște roșii, la prânz vreau să mănânc niște friptură de pui cu orez și seara poate niște friptură de pui sau de porc cu salată. Cam ăsta e ștoiul și abia încep, o să iau pas cu pas. Gata, tati. Îi dăm și o bandă la înclinație 12, la 4.7 km pe oră, 15 minute. E jale. Să moară, Bibi. Suntem distruși psihic de cât de bine am făcut prima zi. Sper să nu fi făcut prea rău și să ne luăm anxietate sportivă. Să nu mai vrem să venim. No, te ținem oricât de greu ar fi. Rupem tot într-un an. Sunt ca Gana. My house. Am ajuns acasă, o să mă bag la un duș rece. Am lăsat-o pe Dana la prietena ei. Astăzi sunt singur. O să-mi comand ceva de mâncare. O să dau niște business calls. Am de rezolvat niște chestii. Urmează chestii super șmechere. După o să ne băgăm la studio și până seara o să-i dăm tare album mode, beat-uri, piese și o să vă iau cu mine și o să vă arăt câte una alta. A venit mâncarea, mâncăm direct niște wings, o salată coleslaw și niște bulgur de prânz așa. S-a dat drumul la treabă, gata, începem, am deschis aparaturile, am deschis asta, tot ce trebuie. Hai să-i dăm. Sunt pe ele, băi, rup tot în cavaș. Am început să scriu o piesă și să trag, o să trag duble, adlib și după trec la următoarea. Gata, frățiorii mei, am terminat piesa, mă pun să mănânc și o salată rapidă. De seară e cam târziu, 10:30, dar m-am afundat în piese și după mă bag la un duș și mă bag să mă relaxez. Și acum mănânc și o salată asta cu pui, telemea, salată, tot ce trebuie, roșii, castraveți, bag niște YouTube rapid de relaxare. Gata, frățiorii mei, a fost o zi epică, rău de tot. Am petrecut și timp cu Dana, ne-am plimbat de dimineață, am făcut sală împreună, am făcut și cardio, după am venit și am lucrat la piesă toată ziua, am făcut o piesă incredibilă, am mâncat bine, am fost sănătos, tot ce trebuie, am dat și telefoanele corespunzătoare, s-au legat niște chestii tari și dacă v-a plăcut și mai vreți să fac chestii de genul, dați un like, dați un coment. Dați follow că e gratis și pe mine mă ajută și ne vedem cu daily vlogul de mâine. Vă pup!